Mm-hmm. Eu pe fața camerei ce faci, mă? Nu mai trecem în fața camerei. Într-o zi necuță rosa supărat, drăguțele toate și le-a numărat, că iubește neica mândruțe jurate, nu le suportește pe alea măritate. Spune neica zău, acâta sunt eu, pe cine ai iubit, cât te-ai păcălit. Spune neica zău, acâta sunt eu, pe cine ai iubit, cât te-ai păcălit. Ce să aflu mai bine noi știi, că m-ai supărat când te-ai dovedi. Dar să știi, necuță, te vorbește leatul, că ai fost un crai și ai iubit-o satul. Spune neică zău, a câta sunt eu, pe cine ai iubit, că te-ai păcălit. Spune neică zău, a câta sunt eu, pe cine ai iubit, că te-ai păcălit. Ce să aflu mai bine noi știi, că m-ai supărat când te-ai dovedi. Dar de ce să aflu mai bine noi știi, că m-ai făcut n-ai bine, nu te-ai mai iubi. Spune neică zău, a câta sunt eu, pe cine ai iubit, că te-ai păcălit. Spune neică zău, a câta sunt eu, pe cine ai iubit, că te-ai păcălit. La mulți ani dumneavoastră tuturor, stimați prieteni, pentru că astăzi este și ziua localității dumneavoastră. La mulți ani, Crâmpoia! Să aplaudăm cu toții pe cel căruia îi datorăm această nouă ediție a sărbătorii comunei dumneavoastră. Primarul dumneavoastră, Ionel Mirea! Este minunat ca și dumneavoastră. Vă merită și îl meritați. Stimați prieteni, am deschis această sărbătoare cu micuții din comuna dumneavoastră, ansamblul Câmpia Boianului din Crâmpoia, recent înființat cu sprijinul primăriei dumneavoastră și al primarului Ionel Mirea, ansamblu instruit de coregraful Marian Stărescu. Continuăm spectacolul pentru că astăzi veți avea multe surprize, ca de obicei, oferite de Consiliul Local și Primăria Crâmpoia. Acompaniază acest concert, ca întotdeauna, minunatul taraf condus de Mitel Drăgulin. Vine cu dragoste la dumneavoastră, va cânta și sigur că dumneavoastră veți juca în continuare, nu-i așa? Hai, în aplauzele dumneavoastră, veselie, păi ce facem? E sărbătoare, da? Invităm în scenă pe Nicu Dumitrică! Mulțumesc mult, bună ziua! Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră în această zi minunată, în această zi frumoasă la Crâmpoia. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc domnului primar Mirea că ne-a invitat și să-i dăm drumul la petrecere. 10, așa. Mulțumesc tarafului! Unde ulița cotește, acolo nașul oprește.
luna și oprește cu prieteni, se cinstește. Ianașule, vin de bea, că-i din muculița mea, mă, te mai țineți inima până acasă la dumneata. Mulțumim copiilor pentru dansurile minunate care vi le-au oferit și că dansează în continuare alături de noi. Cel de lângă ea, albă ești, frumoasă ești, cu bărbatul cum trăiești, mă, cu bărbatul o duc rău, vai de suflet, se lume, că bărbatul trage palme, e bovnicul de bomboane. Pentru toți locuitorii localității Crâmpoia. Tinere, mormântrele după el, dar și nașa bucuroasă ca o floare de frumoasă. Mulțumim casă cinstită și din toate potrivită, și din pâine și din sare, din cuvinte dulcișoare. Mulțumim casă cinstită și din toate potrivită, și din pâine și din sare, din cuvinte dulcișoare. Înțeapă, mai strânțeapă un pic. Hai, hai, hai o returnare frumoasă așa. Așa, e bine așa asta. Ce dacă am încărunțe, of, nu vreau să mă dau bătut, of, nu mai fi eu cum am fost, of, dar nici bărbat fără rost, of, nu-i mândră să nu mă vrea și nici vin ca să mă bea, dragoste să-mi dea de cap, mai am până ajung moșneag, nu-i mândră să nu mă vrea și nici vin ca să mă bea, dragoste să-mi dea de cap, mai am până ajung moșneag, așa. Toți bărbații. Mi-a plăcut final să fii, of, iubitul de când mă știi, of, l-am avut de voie bună, of,
fără să dau vreo arvună. Of, că dacă ajung să plătesc, la ce naiba mai iubesc? Până acum iubesc cu drag, mândrele nu cer un franco. Dacă ajung să plătesc, la ce focul mai iubesc? Până acum iubesc cu drag, mândrele nu cer un franco. Când mi-e drag și cât mai pot-o, dragostile sunt de-a gândul, nu le-a înghițit pământul, e păcat să nu le port. Când mi-e drag și cât mai pot-o. Solinor și-o mișcăm, da-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 
Major maestre. O să cântăm pentru început șlagărul oltenilor. Show!
poporului. Lung e drumul gorjului, dar mai lung e-l domnului, că la gorj te duci și vii. Dorul n-are căpăt. Și căutătura pe mine mă bate lumea, că te pup în toată ziua, că te pup în toată ziua, și eu nu te văd cu luna, și eu nu te văd cu luna, cu pațarnei cu țagura. Mărine, mărine,
ca pâinea care o mănânc, mai dragă mărine. Și ca vinul care îl bei, mărine, mărine. Ai promis că o să mă iei, mai dragă mărine. Mărine, că și eu voi mărita, mai dragă mărine. Mai la gând de casa ta, mărine, mărine, și-ți o-i rupe inima, mai dragă mărine. Sănătate, mulțumesc încă o zi, încă o dată domnului primar, sănătate și să rămâneți cu bine! Am auzit aplauzele dumneavoastră? Nicu Dumitrică! Să știți, prieteni, că buna noastră prietenă, familia Căpitănescu, a venit și în acest an la sărbătoarea dumneavoastră cu spuma muzicii populare românești. Și pentru că este un spectacol cât se poate de profesionist, iată, astăzi ne vedem și ne auzim mult mai bine, pentru că aceiași minunați oameni și primarul dumneavoastră au adus aici o logistică profesionistă prin compania de sunet și lumini Zenit Concert, condusă de maestrul Cristi Mărcuș. Ne auzim bine, nu-i așa? Așa și trebuie.
Thank you.
aplauzele dumneavoastră pentru ansamblul Plai de Dor Șerbănești, coreografia Marian Stănescu. Imediat revin, nu disperați! Stimați prieteni, înainte de a invita în scenă artiștii consacrați care vă vor distra astăzi, dați-mi voie să invit în scenă pe cel căruia îi datorăm cu toții această minunată sărbătoare. În aplauzele dumneavoastră, primarul dumneavoastră Ionel Mirea. Dumnealui vă va prezenta și invitații de onoare ai sărbătorii de astăzi. Mai tare, vă rog frumos! Păi ne înțelesăm. Vă merită, îl meritați să țineți de dumnealui. Ionel Mirea. Mulțumesc mult. Bună ziua tuturor și la mulți ani Crâmpoia. Mulțumesc. Dragi prieteni, stimați invitați, în numele primăriei, al Consiliului Local și al meu personal, urez bun venit tuturor la ediția a treia a sărbătorii Comunei Crâmpoia. De asemenea, urez din inimă tuturor ce astăzi serbează ziua de Sfântul Constantin și Elena, un sincer la mulți ani, sănătate și mult succes în viață. Iată, dragii mei, că ne aflăm aici acum după 2 ani de zile, dacă vă aduceți aminte bine, pe 21 mai 2012, încă nu eram primar, împreună cu dumneavoastră am hotărât ca ziua de 21 mai, ziua Sfinților Constantin și Elena, să reprezinte și sărbătoarea Comunei Crâmpoia. Au trecut 2 ani deja, lucrurile s-au schimbat în bine în comună și să dea Dumnezeu să avem mulți ani de aici încolo de sărbătorit. O sută de ani, cât ziceți dumneavoastră, să rămânem în istorie. Este o zi frumoasă, o zi minunată, o zi de sărbătoare în care ne bucurăm cu toții de realizările personale, dar și de realizările primăriei Crâmpoia. Și în acest sens aș vrea să-mi permiteți, în scurte cuvinte, să fac un bilanț al proiectelor și realizărilor noastre în ultimul an. Împreună cu domnul viceprimar Ioan Ciolcan, fiind prezent aici, cu Consiliul Local și echipa din Primăria Crâmpoia, am identificat și ne-am focusat asupra a 5 domenii de activitate în anul care a trecut de la ultima sărbare. În primul rând, sănătatea, învățământul, cultura, infrastructura și, cel mai important, crearea de noi locuri de muncă în Comuna Crâmpoia. În ceea ce privește... Mulțumesc! În ceea ce privește sănătatea, după cum bine știți, la 1 noiembrie 2013, după luni bune de muncă, am inaugurat centrul nostru medical, care se afla într-un stadiu degradat, reușind să modernizăm, să renovăm și să dotăm două clădiri, una cu o vechime de 50 de ani și alta cu o vechime de 104 ani de zile. Clădiri care înainte arătau jalnic, erau bălăriile de 2 metri, ne mâncau șerpii, iar acum intrăm în centru medical ca într-un parc de recreere. Pe lângă acestea, am renovat
cele două cabinete medicale ale medicilor de familie. Și ați văzut foarte bine cum arătau și cum sunt. Am renovat cabinetul stomatologic. Am reînființat centru de permanență fix, unde își desfășoară activitatea 7 medici și avem un act medical 24 de ore din 24 de ore. De curând, săptămâna trecută, și-a început activitatea și cabinetul de fizioterapie, care este condus de domnul doctor Marinel Stancul, fiul satului, și deci puteți să apelați la serviciile dumnealor. Nu trebuie să mai mergeți la băile de la Bădești, la Slatina sau în altă parte, că nu toți aveți nici timp și nici bani. De asemenea, în 2-3 săptămâni de zile își începe activitatea și laboratorul de analize. Exact cum era pe vremea când eu eram copil. Aveam laborator de analize în cadrul spitalului din Crâmpuia. Toate aceste lucruri s-au realizat din greu, cu bani puțini, dar aduc un mare serviciu comunității noastre, cât și celorlalte comunități de la Mihăiești până la Tufeni și până la Șervănești. Mă bucur nespus că am reușit să realizez acest obiectiv care era în platforma mea program. Trecând la capitolul învățământ, pe lângă lucrările de renovare din fiecare an asupra școlilor, grădinițelor, lucruri care erau făcute în fiecare an, s-au continuat lucrările la campusul școlar din incinta Liceului Tehnologic. Este drept că lucrurile au mers un pic mai greu, pentru că plățile către constructori s-au făcut foarte greu, atât de către Guvernul României, cât și de către Uniunea Europeană. Însă vă asigur că pe data de 10 octombrie va fi finalizat și acest obiectiv. Mai departe, în ceea ce privește cultura, vă spun că avem un proiect aprobat de modernizarea căminului cultural, modernizare, renovare și dotare, care va începe luna viitoare și sper din toată inima ca în luna decembrie, când avem serbarea de sfârșit de an, să oferim cadourile copiilor în casă nouă, în căminul renovat. Vă spun sincer că în fiecare zi când ieșeam din primărie și vedeam căminul cultural în stadiul în care este și acum, mă luau durerile de cap. Și din totdeauna îmi spuneam, trebuie să fac și asta, trebuie să fac și asta. Vom face până la finalul anului și acest lucru. Și consider că prin renovarea căminului, practic încheiem toată salba de clădiri în circa 2 ani de zile din patrimoniul primăriei, care de ani de zile n-au fost renovate sau au fost făcute nu cu atât de mult bun simț sau nu cu atât, cu atât de mulți bani cât ar fi trebuit să se investească. La capitolul infrastructură avem, după cum vă povesteam și înainte, 3 proiecte pe fonduri guvernamentale aprobate. Alimentare cu apă, canalizare și asfaltarea drumurilor comunale. Din păcate, după cum știți, guvernul Ponta nu alocă bani pentru realizarea acestor proiecte și de aceea am hotărât să scoatem la licitație, suntem în proces de licitație cu alimentarea de apă pe fonduri guvernamentale. Chiar dacă se desfășoară plata un pic mai greu, iar cele două, canalizare și asfaltarea drumurilor, în toamnă vor fi trecute pe fonduri europene. De așa natură încât
să le rezolvăm pe toate trei. Consider că alimentarea cu apă potabilă a acestei comune reprezintă prioritatea cea mai mare pentru comuna noastră, deoarece suntem o comună expusă la inundații și în momentul în care plouă foarte mult, apa freatică este infectată. Ultimul punct, dar de fapt cel mai important, reprezintă crearea de noi locuri de muncă. În sensul acesta, eu m-am străduit foarte mult. După cum știți, am un parteneriat cu o firmă și o comună din Germania. Încerc anual să duc 50-80 de muncitori care nu își găsesc de lucru aici să califice, să muncească și să câștige bani mai mulți acolo. Dar asta nu este o siguranță a zilei de mâine. Eu trag speranță că tot îl voi convinge pe neam să vină să investească aici, să avem de lucru permanent, exact cum aveam înainte de 89, grădina de zarzavaturi, căpșuni și altele, cu care făceam efort și domnul inginer Ciolcan, făceam export și domnul inginer Ciolcan știe foarte bine. Trag speranță că vom reuși acest lucru și vor fi create multe locuri de muncă în agricultură și legumicultură. Dar până atunci, ce am hotărât? Ca să creăm locuri de muncă, ca să mai tai cu o liniuță din platforma mea program, am hotărât să externalizez muncitorii care erau transportați din alte comune la fabrica din Crâmpoia și să las locurile de muncă libere pentru oamenii de aici, pentru tineri. În toamnă știți bine că în luna octombrie am dat drumul unei fabrici noi la Șerbănești și mare parte din muncitorii de acolo, din Șerbănești și din Buta o parte, își desfășoară activitatea din octombrie la Șerbănești. Aici au rămas locuri libere, știam că sunt oameni care așteaptă să fie angajați și imediat în prima lună au fost angajați și lucrează. Deci sunt 80 de locuri de muncă create nou în comuna Crâmpoia. Văzând că acest proiect este un proiect de succes și primarul din comuna Mihăiești îmi tot spunea de 2 ani de zile că are o clădire care arată rău, care mai mult au aprobat în Consiliul Local să o demoleze pentru că strică aspectul comunei, am hotărât ca pentru muncitorii care fac naveta de la Seaca, Mihăiești, Bușca, Radomirești spre Crâmpoia să aplic aceeași rețetă ca în cazul Șerbăneștiului. În mod normal, astăzi anunțasem că voi inaugura acea fabrică nouă cu o capacitate de 100 de locuri de muncă. 100 de locuri de muncă acolo, 100 de locuri de muncă libere în Crâmpoia. Iar peste o lună de zile, tinerii dumneavoastră, ai noștri, ai comunei, își termină studiile și au loc de muncă asigurat. Nu știu dacă am gândit bine, dacă este ceea ce vă doriți, dar nu este ușor lucru ca în zilele noastre, în zilele în care guvernul Ponta a promis 1 milion de locuri de muncă și am ajuns noi de muncă și am ajuns la peste 70.000 de locuri de șomeri în plus față de guvernarea Ungureanu Boc. Credeți-mă că nu este un lucru ușor și nu este nicio laudă de sine. Dar să revenim la sărbătoarea noastră, să ne bucurăm în continuare de petrecerea oferită de artiști renumiți din România.
dar aș vrea să vă mai rețin un pic atenția asupra unui lucru destul de important. Pe data de 25 mai, duminica viitoare, sunt alegerile europarlamentare. Și am rugămintea la dumneavoastră toți să fiți din nou alături de mine, să ridicați cartonașul portocaliu votând PDL poziția numărul 1 pe buletinul de vot, să ne fie bine și promit că eu nu o să vă dezamăgesc. Astăzi avem onoarea ca în mijlocul nostru să avem oaspeți de seamă. Din conducerea PDL, atât județeană cât și națională, pe care îi voi nominaliza și o să-i rog să urce pe scenă și aș începe cu, cu doamna Cristina Trăilă, prietena comunei noastre, cum îmi place mie să spun, dar de fapt este doamna președinta organizației de femei a Partidului Democrat Liberal și secretar executiv al Partidului Democrat Liberal. Bine ați venit, doamnă, să rămână. Domnul Marian Jean Marinescu, europarlamentarul nostru în funcție și europarlamentarul anului 2014 la Bruxelles. Eu am fost invitat împreună cu o parte din colegii noștri la Bruxelles și am văzut cât de bine este văzut domnul vicepreședinte acolo, Marinescu, și atunci m-am simțit mândru și eu că sunt oltean. Mulțumesc și bine ați venit, domnul Marinescu. Domnul Marinică Dincă, senator al Partidului Democrat Liberal, fost viceprimar al municipiului Craiova. Mulțumesc, bine ați venit. Doamna Mirea Siminica, adoptata comunei Crâmpoia și femeia cu 10 suflete, președintă a Partidului Democrat Liberal a județului Olt. Domnul George Ionică, candidatul Oltului la europarlamentare și președintele municipiului Slatina. Și aș vrea să rog întreg biroul permanent județean Olt să urce pe scenă alături de mine, să vă salute și să vă transmită mesajele dumnealor. Mulțumesc și bine ați venit în Comuna Crâmpoia. Sau ați revenit. Acum, înainte de a da ton petrecerii, vreau să o rog pe doamna Cristina Trăilă să ne transmită un mesaj din partea Bucureștiului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, domnule primar! Bună ziua, Crâmpoia! Și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin și Elena, azi într-o zi sfântă. Acest pământ, să știți că este binecuvântat, pentru că aveți un primar minune. Nu doar că am ascultat tot ceea ce a realizat în acești 2 ani de zile, iată că la Crâmpoia se poate, deși la București nu se poate, dar acolo e altă guvernare, să fiți mândri
de primarul dumneavoastră și să îl aveți alături în continuare, pentru că va face și mai mult pentru dumneavoastră, va fi alături așa cum a fost și până acum. N-am să vă spun foarte multe vorbe, mă bucur de o asemenea zi însorită aici la Crâmpoia, de fiecare dată, este al treilea an când vin alături de dumneavoastră și de fiecare dată e soare, ceea ce mi-arată că sufletul crâmpoienilor este un suflet mare. Să vă dea Domnul să-l aveți în continuare așa, să nu uitați că pe 25 mai, duminica aceasta, veți vota, votați cu sufletul. Gândiți-vă la binele acestei comune și veți avea un viitor pe măsură. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, se spune că în spatele unui om puternic se află întotdeauna o femeie de succes. La dumneavoastră, la Crâmpoia, a demonstrat cu vârf și îndesată această zicală minunatul cuplu Ionel și Siminica Mirea, pe care vă rog să aplaudați din nou. Împreună au reușit să ducă comuna dumneavoastră, dar și localitățile învecinate, mult, foarte mult sus, în toate planurile. Încă o dată aplauze pentru ei. Mai puternic, că nu mă mai plătește după aia. Dar să știți că ei sunt puternici și de succes, pentru că au în spate o echipă puternică și de succes. Aplaudați-i și pe invitații dumneavoastră de onoare și aplaudați-l și pe domnul Marinică Dincă, cel care vrea să vă transmită un mesaj. Hristos a înviat. Așa spun ortodoxi și așa spun românii până la înălțare. La mulți ani tuturor celor care se numesc Constantin și Elena. Am și eu o fetiță, una din fetițele mele pe care o cheamă Elena. Vă urez să aveți o zi frumoasă. N-am să spun multe lucruri pentru că aici vorbesc faptele și mai ușor cu vorbele. Ceea ce a spus primarul a arătat că merită din plin încrederea dumneavoastră în ceea ce a făcut. Vreau să vă destăinui ceva din culise. În spate este și domnul Enceanu Constantin, care o să vă cânte și o să vă încânte. Pe care l-am susținut cu mare drag să fie directorul ansamblului Maria Tănase și din păcate oameni de mai puțină calitate l-au schimbat, dar îi transmit de la acest microfon că atunci când mă întorc, prima semnătură o dau pe decizia dumnealui de a se întoarce la acest ansamblu. O zi bună! Vine cu drag la dumneavoastră și va rămâne alături de dumneavoastră cel mai cunoscut și cel mai prolific europarlamentar român, domnul Marian Jean Marinescu. Mulțumesc! Oameni buni, Constantin, Costel, Costică, Ileana, Lenuța, Elena, la mulți ani! Să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți sănătoși și voioși. E prima oară când vin aici pe scenă, am văzut aici ansamblu de dans. Acum i-am văzut prima oară aici, la dumneavoastră, dar eu am avut ocazia să-i văd jucând călușul la Bruxelles, în Parlamentul European, și au bătut atât de tare că mi-era teamă că se dărâmă plafonul de la Parlamentul European, că erau foarte mândri că dansează acolo. Cei mici care au fost aici pe scenă înainte de a urca noi. Mulțumesc domnului primar pentru invitație. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru dumneavoastră. Cred că trebuie să-l țineți aproape și să spuneți la mulți ani și comunei Crâmpoia, dar și primarului care știu că a înființat această zi și care a făcut foarte multe lucruri pentru dumneavoastră. Eu sunt deputat european în Parlamentul European. Ziceți dumneavoastră că e departe, dar să știți că face foarte multe lucruri pentru dumneavoastră, începând de la legi până la, așa cum scrie acolo pe banner, Europa este în fiecare casă, Europa aduce pentru fiecare dintre dumneavoastră ceva. Și noi am făcut multe lucruri acolo bune, problema este că cei care sunt acum la putere, la guvernare, nu le pun în aplicare. Noi am votat creșterea subvenției agricole, dând și întârzie să pună în aplicare acest lucru.
Am votat pentru tineri să aibă 25% în plus la subvenție. Nu se știe precis dacă vor da acești bani. Am votat pentru tineri să primească 70.000 de euro dacă vor să-și facă o fermă. Nu se știe nimic și suntem în mai dacă copilul ăla de pe la agricultură va face ceva. Am votat să fie bani, să vină bani foarte mulți pentru infrastructură, să vină bani mulți pentru dezvoltare economică și locuri de muncă. Asta lipsește peste tot, spunea și domnul primar. Și tot ceea ce am făcut noi acolo, în această direcție am făcut, cei care sunt acum la guvernare nu fac nimic ca să pună în aplicare aceste lucruri. Sunt multe lucruri care sunt pentru dumneavoastră direct decise la Parlamentul European. Cel mai simplu, cel pe care îl cunoașteți, cred foarte bine, sunt convins că aveți prieteni, rude, care lucrează în străinătate, e vorba de roaming, acela de micșorarea tarifului și eliminarea lui din 2015 la telefon s-a decis în Parlamentul European. Sunt foarte multe alte lucruri, să țineți minte însă unul singur. În Parlamentul European se decide soarta Europei, soarta și francezilor, și englezilor, și românilor și trebuie să rămânem uniți ca să putem face față în continuare provocărilor care ne așteaptă. Uitați ce se întâmplă la granița de est cu Federația Rusă. Vedeți că astăzi este în România vicepreședintele american Joe Biden pentru că suntem membri în Uniunea Europeană și în NATO și sunt aici să ne asigure de protecție. Eu nici nu vreau să mă gândesc, un coșmar ar fi la toamnă să avem un președinte ca Ponta. A doua zi suntem pe mâna rușilor și mulți dintre dumneavoastră aici care sunt în vârstă la fel ca și mine știu ce înseamnă acest lucru. Trebuie neapărat să ducem acolo un președinte de dreapta pe Cătălin Predoiu ca să putem să punem la loc tot ce au stricat acești oameni în acești doi ani. Eu o să mă întorc în Parlamentul European și voi face exact același lucru pe care l-am făcut și până acum. Voi apăra interesele românilor. Voi cere ca toate taxele și impozitele pe care dumneavoastră le plătiți acum, în special în agricultură, puse de guvernul Ponta, taxa pe stâlp, pe solar, pe tot ce aveți prin grădină, construcții speciale, să dispară. Ați văzut ce scrie pe bannerele lor? Sunt mândri că sunt români. Adică sunt mândri că România a ajuns să plătească pe benzină și pe motorină mai mult decât plătește Germania. Probabil de asta spun că sunt mândri că sunt români. Nu. Trebuie să fim mândri că suntem români ca să putem să punem în aplicare tot ceea ce se decide acolo la Parlamentul European și să încercăm să ducem o viață mai bună. Cum vă simțiți? Vă simțiți olteni? Țineți cu oltenii? Sunt singurul oltean de pe toate listele ale tuturor partidelor. Așa că vă rog ca pe 25 să susțineți un oltean care întâmplător e și cel mai bun de la Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult! Să-i mai aplaudăm încă o dată pe acești minunați oameni, în speranța și cu siguranța dumneavoastră că așa va fi pe mai departe. Primarul dumneavoastră și invitații de onoare. Aplauzele dumneavoastră! Sănătate! Vă mulțumesc și eu încă o dată. Vă urez la mulți ani, multă sănătate și putere de muncă. Vă iubesc, la mulți ani încă o dată. Petrecere frumoasă în continuare, alături de cei mai îndrăgiți artiști ai muzicii populare din țara noastră. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim! Iată suficiente motive, oameni buni, să petrecem astăzi, pentru că este sărbătoare, în primul rând, este sărbătoarea comunei dumneavoastră și aveți destule motive să sperați la mai bine. Petrecem în continuare cu taraful condus de Mitel Drăgulin.
și să spunem la mulți ani tare, tare, tare de tot celui mai îndrăgit solist de muzică populară oltean, Constantin Ienceanu! La mulți ani, Costică! Bine ai venit! Mulțumesc, mulțumesc, bună ziua tuturor, la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase ce mi le-ați transmis. Dragilor, vreau să vă spun că pe domnul Marijan Marinescu îl cunosc de foarte mulți ani. Un om deosebit, un om cu care sincer ne mândrim. E un reprezentant de frunte al României acolo la Parlamentul European și ne-am dorit să fie un om de vază al Olteniei acolo în Parlament. Cu siguranță dumneavoastră veți fi alături de domnia sa, pentru că ceea ce a promis a făcut. Succes, domnule Marijan Marinescu, succes întregii echipe, de fapt. Vreau să vă aduc cântecele mele de pe Valea Dunării, bucurie în suflet și ziua de astăzi să uitați foarte, foarte greu. Încă o dată, la mulți ani și succes! Duminică, maestre! Ia uziți! Cei mai renumiți violoniști de la Cujianu, cu care ne mândrim, sunt puțini care mai cântă autentic așa ca Mitel. Avem la orgă pe Cristi Caliu, este unul dintre cei mai buni armoniști de aici, de la noi. Iar la acordeon, păi băiatul lui Mitel, băiat frumos, nu e nici insurat, nu? Ai grijă să nu te grăbești. Ia auziți, dragilor! Că sunt bărbat însurat și am ibofnic în sate, să vorbească lumea rea, măi, nu mai poarte grija mea, mă. Neica e drăcos din fire, două mândre, o dubine, te iubi nu e păcat, că nu dai cu părul în cap. De n-ar fi rușine în lume, ar iubi și-astea bătrâne. Te iubi nu e păcat, că nu dai copărul în cap. De n-ar fi rușine în lume, ar iubi și-astea bătrâne. Că de iubi nu e păcat, că nu dai copărul în cap. De n-ar fi rușine în lume, ar iubi și-astea bătrâne. De iubi nu e păcat, că nu dai copărul în cap. De n-ar fi rușine în lume, ar iubi și-astea bătrâne. Așa, mamaie! Rauz, rauz, hai, și... Mă bărbate, ce oameni ești,
nu știu când te potolești, om. Ca iubit și deșirare, n-ai fost ușă de altare, om. Dar să știi că într-o zi mai la mâna mea ai să fii, om. Ca așa vă e scris în frunte și ursii de ale sfinte. N-a mințit cine a zis că bărbatul cât mai poate da muierea până la moarte. Și de iubit nu e păcat că nu dai copărul în cap. De n-ar fi rușine în lume, ar iubi și astea bătrâne. Hei! Mulțumesc frumos! Ai, mamaie, dar ce zice asta bătrâne, mai iubesc mamaie, a? Ha? Ce zici? Asta bătrâne mai iubesc? Păi da, ha? Ce zici, mamaie? Ha? E bine! E bine, las că e bine! Eu așa mai mișcam. Da, așa e! Auziți? Asta bătrâne cea că iubesc mai cu suflet, așa mai al dracu decât astea tinere. Fiindcă se gândesc că se termină firul. Ia auzi! Ia auzi, să vă zic una! Hai, hai, paie verde, margarite, să vă zic una pe scurte, într-o zi ce mi-a venit, o pus să-i pat lungit, oh, oh, oh. M-a pus să-i pat lungit, să se creadă că a murit, să vă neva, sta ce zice, mă jelește, ori mă plânge, să vă neva, sta ce zice, mă jelește, ori mă plânge. Își facea planuri cu ele, îi punea în chiticele, își făcea planuri cu ele, sărea-n sus de fericire, mare foc avea de mine. Iau un popă, nu iau doi, și-l duc cu carul cu boi. Iau un popă, nu iau doi, și-l duc cu carul cu boi. Să fii de muiere, firei cu zi, lele tele, n-aștepta să mă răcesc, să te scămânțepenesc. Bărbate, nu ție dea bună, nu mai știi și tu de glumă, fiți-ar gluma dracului, o să spun eu pielea cui. Zipă! Lautari can
La urtarii cântă ca la romanați. Hai cu toți în hore, haide, nu mai stați. Hai, domn senator, vincă sus! Hai, 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 hai! Pomenească și una, și două, și și... Hai, sus piciorul, ca la vișina! Iauzi! Așa e la noi, când e sărbătoare, s-au zat când este câte o votare. Așa e la noi când e sărbătoare, s-au însat când este nuntă, nuntă mare. Lăutarii cântă ca la Craiova, hai cu toți în hore, haide și-am jucat. Lăutarii cântă ca la Vișina, hai cu toți în hore, haide și-am jucat. Păi nu călca pe plata gea, că ea să s-a bat în ea. Strigonea mărine, că o să-i mai bine, sau nea Constantine, că e mai bătrân. Bravo, erească, să se pomenească și una, și două, și și... Am bătița de la cradă, dar ni-ni-ni-ni-la. Oiu, 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 Floricea ca Sânziana, dar ni-ni-ni-ni-ni-la. Am bătița de la cradă, dar ni-ni-ni-ni-la. Și și-a pus în păr o floare, dar ni-ni-ni-ni-ni-la. Că e zi de sărbătoare, dar ni-ni-ni-ni-la. Oi, ce și-a pus în păr o floare, că e zi de sărbătoare, lume! Ba-ba! Se cântăm vara în munți, tari-di-di-di-da. Se cântăm pinte-n făgui, mai tari-di-di-di-di-da. În bătita dorului, mai tari-di-di-di-da. Păi să cântăm pinte făgui, păi în bătita dorului, mă! Ba-ba! Hai ca la Colabia!
major, maestre. Hai să vă văd. Și pentru fetele de la Dinamic, de la Croitorie, pentru toate sărbătoritele din partea șefei, hai, du-te în fa minor. Ia-o spre dedicație. Că trăiești